Casa de Milostenie din Chișinău prezintă. Dacă oamenii ar fi mai buni, probabil că lumea în care trăim ar fi mai frumoasă. Auzim multe pretexte care îi împiedică pe unii să acționeze cu omenie. Chiar și într-o țară săracă ca Moldova, în care este clar că există multe lipsuri în societate, bunătatea ar trebui să fie mereu o virtute. Uneori este, alteori nu prea. Din păcate, în viață, de zi cu zi, vedem multe ilustrații ale răutății omenești în diverse forme și medii. Biblia ne învață să arătăm bunătate celor în nevoie. Acesta este una din calitățile unui om bun. Și să nu uităm binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Îndeamnă-i să facă bine și să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Așa ne învață Biblia. Este ușor să arătăm milă oamenilor care ne plac și celor în nevoie, însă o persoană care posedă calitățile unui om bun ar trebui să manifeste milă și bunătate și față de dușmani. Și dacă dați compromut acelor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau compromut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine și dați compromut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui prea înalt, căci El este bun cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostiv, cum și Tatăl este milostiv. Așa ne învață cuvântul Domnului, ca să fim milostivi. Dacă doriți să ajutați măcar pentru un suflet, faceți o mică donație în numele Mântuitorului nostru și noi, cu toată dragostea, vom dărui celor flămânzi. Și vă rugăm din suflet, rugați-vă pentru Casa de Milostenie, ca să îndeplinim voia lui Dumnezeu și vă mulțumim pentru încredere.